Bună ziua, urmăriți informațiile de la miezul zilei. Ministrul Lucian Bode face declarații, le urmărim împreună. A stat numit de câteva zile, nu? Prin prisma, ceea ce a realizat într-o perioadă de timp, nu știu, 6 luni, un an? Într-adevăr, dar guvernator se plânge că a fost bruscată aseară. Unde? La Marina asta. Dar nu era intervenția mea, era un... S-a împiedicat sau de ce? La revedere! Hai să vedem. Ministrul Transporturilor, scurte declarații în Parlament pe care le-am prins pe final. Este o zi foarte importantă astăzi pentru Național Liberal și nu doar pentru Național Liberal, pentru toți parlamentarii, pentru că legea bugetului ajunge astăzi în Parlament, dar nu se știe când va fi votată. Premierul Florin Câțu susține că nu vrea modificări pentru a se încadra în deficitul bugetar de 7,16%. De asemenea, acesta a declarat că amendamentele anunțate de socialdemocrați ar putea scoate România din angajamentele în care țara noastră a intrat odată cu aderarea la Uniunea Europeană. De asemenea, liderul liberalilor, Ludovic Orban, a spus la rândul său că este de preferat ca bugetul să fie discutat cu un număr minim de amendamente. Imediat în Parlament se vor face declarații tot despre buget. Se pregătește să vorbească ministrul educației Sorin Câmpeanu. O să urmărim împreună ceea ce are de necomunicat domnia sa. Iată, sunt imagini în direct pe care le urmărim în acest moment. Oricum, vă spuneam că sunt momente foarte importante în acest moment la Casa Poporului, pentru că practic bugetul urmează să fie discutat în plen. Socialdemocrații vorbeau de mii de amendamente care vor fi depuse la această lege a bugetului. Haideți să-l urmărim pe Sorin Câmpeanu. A prioritizat personalul din învățământ în cursul acestei după-amieze. Cel mai probabil se va anunța decizia de organizare a centrelor prioritare pentru vaccinarea personalului din învățământ. Există o situație cu 60 de mii de persoane angajați din învățământ care doresc să se vaccineze în următoarea săptămână și sunt convins că încă din această săptămână se va putea organiza la nivelul fiecărui județ un centru de vaccinare cu echipe mobile. La nivelul zilei de ieri aveam deja 42 de mii de angajați din sistemul de învățământ vaccinați, din care exact jumătate vaccinați și cu rapel. În acest moment, care ar fi disponibilitatea cadrelor didactice din ce sondaje aveți, din ce analize ați făcut? Este de peste 200 de mii de angajați ai sistemului de învățământ, această cifră. Dintre aceștia, 42 de mii, așa cum am spus, s-au vaccinat deja. Se adaugă aproape 8 mii personalul din învățământul superior medical, care s-a vaccinat în calitate de personal medical, deși este și cadru didactic în același timp, deci avem 50.000 de vaccinați. Se adaugă cei 60.000 care au dorit să se vaccineze în următoarea săptămână în centre mobile, deci vom ajunge la 110.000 cel mai probabil din cei 200.000 de angajați care și-au declarat disponibilitatea de vaccinare. Și restul de 90.000 avem, puteți spune un calendar cum se va organiza vaccinarea în cazul celor acestei persoane? Nu sunt în măsură să vă dau acest răspuns acum. E vorba de prioritate și personalul auxiliar și cel tehnic din școli? Personalul auxiliar din creșe și grădinițe, cel care va fi la interfața directă cu copiii, se va vaccina. Din învățământul primar, gimnazial, liceal și universitar, în prima fază se vaccinează cu prioritate personalul didactic. Din datele pe care le aveți până acum, care este evoluția ratei de infectare în cadrul școlilor, instituțiilor? Știți foarte bine că avem un număr de 800, aveam la nivelul zilei de vineri, orele 18, un număr de 809 elevi infectați. Aș vrea să vă spun că din această săptămână solicităm școlilor să raporteze și numărul elevilor reveniți în școală, pentru că deja au trecut 2 săptămâni de la începerea semestrului 2. Școlile din mediul rural vor putea ține pasul cu aceste proceduri? Proceduri de? De transmiterea datelor. Da, cu siguranță da. Fiecare inspectorat școlar județean strânge date din toate cele 17.000 de școli din România. Aveți o analiză cu privire la profesorii din mediul rural? Doresc și aceștia să se vaccineze? Cu siguranță da. Cu siguranță da. Sunt deja 60.000 de
angajați, în cea mai mare parte, cadre didactice, și din urban și din rural. Se transmit deja în cursul acestei dimineți, au fost transmise de către mai multe inspectorate școlare județene, către DSP-urile locale, listele nominale cu personalul din învățământ care dorește să se vaccineze, fiind necesară planificarea în următoarele 7 zile. Ne puteți spune unde? Dar totul depinde de decizia oficială pe care o va anunța cel mai probabil în cursul acestei după-amiez, dacă nu mâine dimineață, cel mai târziu cu siguranță, colonelul Valeriu Cârghiță. Baza acestui chestiune pe care l-ați făcut până acum, ne puteți spune care sunt județele unde este cea mare eficiență din partea personalului didactic la această campanie de vaccinare? Avem această analiză pe fiecare județ în parte. Nu se remarcă un județ în care să existe vreo reticență deosebită sau vreun elan deosebit pentru vaccinare. N-ați calcul să vaccinați și elevii peste 16 ani cu vaccinul Pfizer? Mă depășește această întrebare. Cei cu competențe medicale vor spune în ce măsură se recomandă vaccinarea celor sub 18 ani. Știți dumneavoastră, eu ca ministru al educației nu știu. Cu tot respectul vă spun. Testarea elevilor sau se mai face ceva despre? Testarea elevilor este recomandată pentru că este singura modalitate de a avea confirmarea infectării sau infirmarea infectării, dar ea necesită, așa cum bine știți, acordul părinților. Și necesită de asemenea și personal medical în cabinetele școlare medicale. Data care este din rândul lor? Există 18% școli care au cabinete medicale. Din păcate, nu toate cele care au cabinete medicale au și personal medical capabil să administreze aceste teste. Ați discutat cu Ministerul Sănătății câte disponibili sunt centrele de DSU să vă dea un ajutor în privința acestui demers? DSP-urile acolo. Da, l-am urmărit pe ministrul educației, stimați spectatori, care a vorbit despre faptul că 42.000 de persoane, cadre didactice, s-au vaccinat până în acest moment și că vor fi înființate centre de vaccinare speciale pentru cadrele didactice. O veste foarte bună în ceea ce privește pe dascăli. Astăzi se va lua decizia exactă în ceea ce privește imunizarea cadrelor didactice. 300.000 de profesori au anunțat că vor vaccinul. Și vă vorbeam despre buget, despre faptul că astăzi este o zi foarte importantă în Parlamentul României. Se începe dezbaterea bugetului și că PSD a anunțat că va veni cu mii de amendamente la această lege a bugetului. Vă propun să-l urmărim pe Sorin Grindeanu, face declarații în acest moment. Subliniez deficitul 7,26. Restul, populisme. Populisme ca să-și ascundă nu doar incompetență, că asta, mă rog, s-a mai văzut, nu e pentru prima dată, ci să ascundă ceva mult mai grav, ceea ce vor să facă. Și n-a patentat-o nici măcar Câțu. Au patentat-o alții înaintea lui în cei 30 de ani. De fiecare dată când a fost dreapta la guvernare. Să vină în Parlament cu un buget pe scurt caracterizat de un singur cuvânt. Austeritate. Asta e ceea ce știe să facă dreapta. Asta a știut să facă în guvernarea PDL, asta au știut să facă în guvernarea CDR, asta fac acum. I-am mai văzut invocând moșteniri grele. Păi sunt de un an jumate la guvernare. I-aduc aminte că a fost ministru finanțelor. Îi mai spun ceva. N-am văzut niciun program, absolut nimic, care să combată două, și de care aminteam, două direcții majore și cu care ne confruntăm. Reducerea evaziunii fiscale, care e undeva la peste 10% din PIB, peste 100 de miliarde. De acest procent vorbim și de această sumă. Și doi, recuperarea arieratelor. Un nivel record anul trecut de 35 de miliarde. Dădeam un exemplu la ultima conferință de presă legat de digitalizarea ANAF. Știți că toată lumea spune că în momentul în care face această digitalizare sunt estimate venituri în plus în jur de 12-13 miliarde de lei. Știți că era termen 1 ianuarie 2021
pentru această acțiune. Știți că același ministru, prim-ministru Câțu, a prorogat acest termen cu încă un an? Unde-i preocuparea lor? Și nu spunem noi, a spus-o Consiliul Fiscal. Nu poți aduce dezvoltare și creștere prin austeritate, prin a tăia salarii, a îngheța salarii, pensii și așa mai departe. Nu asta e calea. Au mai făcut-o, au mai aplicat-o în România și am intrat în criză. Calea pe care le-o spune, dacă n-au vrut să se uite la noi, să se uite ce a spus Consiliul Fiscal, este să lărgești baza de impozitare. Asta înseamnă dezvoltare. De-aia am venit, de aceea am venit să le arătăm că există o alternativă la bugetul ăsta de austeritate. S-a transformat în ceea ce probabil știe, nici nu știu dacă știe foarte bine și asta, în contabil. Care-i viziunea acestui buget? Ce își propune pentru anul 2021 România? Ați negociat cu parlamentari de la alte partide pentru susținerea acestor amendamente, că Partidul Social Democrat nu are voturile necesare să le promoveze. Deocamdată n-am văzut care e programul. Și înțeleg că astăzi se va hotărâ calendarul și pentru depuneri de amendamente și pentru toate celelalte lucruri. Dar așa, din experiența mea scurtă de parlamentar de o lună și ceva, pot să vă spun că la câteva acțiuni, și una dintre ele săptămâna trecută, au venit parlamentari PNL să ne spună că dacă ar fi fost votul secret la Vlad Voiculescu, ar fi votat pentru. Nu asta e cel mai important lucru, că nu ne interesează chestiunile de orgoliu. Chiar nu ne interesează. E vorba de experimentele pe care dreapta le face tot timpul asupra românilor. Nu ne interesează. Dacă vor să le depună ei, și noi le votăm. Le trimitem. Noi le votăm. Nu avem probleme din astea de restricții. Cum adică n-ai voie să depui niciun amendament? Oamenii au fost votați de către locuitorii din județele respective, din circumscripțiile respective. Tot timpul e loc de mai bine. Nu poți să prevezi, oricât de bun ai fi finanțist și așa mai departe, toate problemele din toată țara. Ăsta este rostul parlamentarilor. Cum adică să interzici? Asta are de-a face cu principii europene? Cu ceea ce spunea de dimineață Câțu? Am impresia câteodată că e așa un fel de șoșoacă cu păr, domnul prim-ministru. Dacă îmi permiteți o întrebare pe altă temă, președintele Consiliului Național, Vasile Dâncu, spunea că și-ar dori ca alături de PSD să vină și alte formațiuni, să nu fie singurul partid de stânga, și vorbea chiar despre Victor Ponta și acesta spunea că ar putea să dea sfaturi social-democraților, nu exclude o asociere, o alianță, o reîmprietenire, să zic așa. Ați discutat la ședințele partidului despre așa ceva? Dumneavoastră vedeți de bun augur întoarcerea lui Victor Ponta cu formațiunea sa alături de PSD? Noi suntem partidul de stânga din România și suntem partidul care am câștigat alegerile. Nu am avut pe agenda politică nici după alegeri. Înainte au existat de câteva ori, mai ales în perioada alegerilor locale, posibile alianțe locale, și în câteva județe s-au și întâmplat aceste alianțe locale. Dar n-a fost în ultima perioadă un punct pe ordinea de zi și o chestiune care să ne preocupe. Dar PSD-ul de 30 de ani reprezintă stânga în România. Dar dumneavoastră personal, reprezintă bine. Dumneavoastră personal, credeți că ar fi o idee bună întoarcerea lui Victor Ponta și a Pro-România în PSD? V-a fost alături atunci când rămăseseți practic singur la guvern? Nu discutăm din punct de vedere personal. Aici nu discutăm chestiuni personale. Deci, aici prin vicepreședinte, aveți o voce importantă în partid. Stați că nu vreau să evit întrebarea. Vreau să corectez ceva ce am zis mai înainte. Sorin Grindeanu, despre nemulțumirile pe care socialdemocrații le-au, stimațele spectatori, în ceea ce privește legea bugetului, lege care urmează să fie dezbătută în Parlamentul României. Un buget de austeritate, așa l-a definit Sorin Grindeanu și
bineînțeles, a reprezentat punctul de vedere al opoziției, al Partidului Social Democrat. PSD a pregătit mii de amendamente la legea bugetului și, de asemenea, a pregătit o moțiune simplă împotriva ministrului economiei. Socialdemocrații îi acuză pe Național Liberali de populism. Da, urmărim îndeaproape acest subiect pentru că se întâmplă lucruri extrem de interesante în Parlament. O să vedem când vor începe dezbaterile și când se vor depune amendamente. Mai e mult până când bugetul României va fi aprobat. Mergem acum mai departe. Minerii protestatari de la Lupeni amenință că vor veni și în capitală dacă nu își recapătă drepturile pentru care protestează în aceste zile. Sute de mineri de la minele Lonea și Livezeni s-au adunat la sediul Complexului Energetic Hunedoara și amenință cu greva foamei dacă revendicările lor nu vor fi rezolvate în urma negocierilor pe care le vor avea liderii lor cu Ministrul Energiei și cu Ministrul Muncii. Protestele continuă, iar sute de mineri își cer drepturile restante. Este vorba despre salarii, tichete de masă, restante de 10 luni, decontarea transportului restant de 11 luni și decontarea încălzirii. Reprezentanții minerilor din Valea Jiului au programat întâlniri cu ministrul energiei, Virgil Popescu, și cu ministrul muncii, Raluca Turcan. Protestatarii strigă demisia, hoții, minerii și Valea și-au pierdut răbdarea, sau azi în Hunedoara, mâine în toată țara, după ce premierul Florin Câțu le-a transmis că vor putea fi asigurate salariile pentru doar 3 luni. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, spune că este nevoie de o soluție pe termen lung pentru Complexul Energetic Hunedoara. Complexul este aflat în insolvență din anul 2019 și care are pe lângă datorii mari către terți de returnat și un ajutor de stat despre care organismele europene au constatat că a fost acordat ilegal. Popescu anunță că minerii care protestează de 6 zile își vor primi salariile restante mai devreme de 26 februarie. Și premierul a avut un mesaj pentru mineri. Această tranziție la economia verde reprezintă, în toată Uniunea Europeană, vine cu probleme. Îi înțeleg, știu că trebuie o perioadă dificilă. Nu cred că soluția pe care au ales-o este una care rezolvă problemele. Acest guvern a arătat foarte clar și anul trecut, și anul acesta salariile au fost plătite la timp, am găsit soluții și pentru următoarele 3 luni de zile, dar în același timp eu cred că trebuie să ne uităm la întreaga imagine a economiei. Florin Câțu este nemulțumit de felul în care ortacii își manifestă nemulțumirile. În 2020, când au fost plătite toate salariile și ale minerilor lună de lună, în România au fost 1,4 milioane de oameni în șomaj tehnic, pentru că trecem prin cea mai mare criză de sănătate. Nu mi se pare normal ce se întâmplă. De aceea spun că găsim soluții, înțeleg, știu că trebuie o situație dificilă. Formula prin care încerc să rezolv această situație nu mi se pare cea mai fericită. Au fost iarăși emoții mari pentru pompierii bucureșteni azi noapte, care au fost nevoiți să intervină de urgență la Institutul Marius Nasta după degajare de fum la un ventilator extern al unității mobile de terapie intensivă aflată în curtea spitalului. Din fericire, toți cei 7 pacienți din unitatea mobilă ATI bolnavi de COVID au fost evacuați. Aceștia au fost relocați în alte secții ale spitalului. A 10-a tranșă de vaccinuri Pfizer-BioNTech a ajuns în această dimineață în România. Este vorba despre cea mai mare tranșă care a ajuns în țara noastră până acum. Cu toate detaliile vine chiar acum colegul meu Andrei Ștefan. A 10-a și totodată cea mai mare tranșă de vaccin anticovid de la Pfizer-BioNTech, ce constă în 201.240 de doze, a sosit în această dimineață în țară, aici, pe aeroportul Otopeni, dar și pe aeroporturile din Cluj-Napoca și Timișoara. Dozele de vaccin sunt transportate în condiții optime de siguranță, în containere speciale și cu gheață carbonică, dar și cu folie etanșă. Procesul de vaccinare anticovid continuă în România, dozele fiind distribuite astfel. La Centrul Național de Stocare București ajung 59.670 de doze, în Brașov 23.400 de doze, la fel și în Cluj și Constanța, în Craiova ajung 24.570 de doze, la Iași 23.400 de doze, iar la Timișoara 23.400 de doze. În centrele de vaccinare se vor utiliza atât doze recepționate de România în tranșa curentă, cât și în tranșele anterioare, pe baza solicitărilor transmise la Centrul Național și centrele regionale de depozitare, prin direcțiile de sănătate publică județene și cea a municipiului București.
Până acum România a primit 1.308.509 doze de vaccin produse de Pfizer și BioNTech și au fost administrate 1.220.088 dintre acestea. Trebuie spus faptul că, potrivit observațiilor de ultimă oră făcute de laboratoarele companiei, vaccinul anticovid produs de Pfizer rămâne valabil timp de 2 săptămâni la temperaturi mai ridicate decât se credea până acum. Vorbim aici chiar și în congelatoarele medicale obișnuite. În prezent, transportul și păstrarea sunt condiționate de menținerea de temperaturi între minus 80 și minus 60 de grade, fiind nevoie de containere speciale, ceea ce reprezintă practic principalul obstacol logistic, dacă putem spune așa, în distribuirea acestui produs bazat pe tehnologia ARN mesager. De asemenea, mai trebuie menționat faptul că sâmbătă, 20 februarie, numărul românilor vaccinați anticovid a depășit numărul celor infectați de la debutul pandemiei. Conform calendarului de livrare, următoarea tranșă de vaccin de la Pfizer ar urma să fie adusă în România lunea viitoare, pe 1 martie. A fost Andrei Ștefan, coordonatorul campaniei de vaccinare Valeriu Gheorghiță, a declarat că vom putea renunța la masca de protecție când se va ajunge la un grad ridicat de imunizare colectivă. Acesta este optimist și în ceea ce privește noua tulpină din Africa de Sud, despre care spune că nu se va răspândi la fel de repede ca cea din Marea Britanie. În momentul în care ajunge la acel prag de imunizare colectivă și în momentul în care nu constatăm emergența unor tulpini care nu sunt acoperite de vaccin, cu siguranță la acel moment poate să fie, se poate renunța și la utilizarea măștilor de protecție. Însă aș vrea să menționez că prin folosirea corectă a măștii de protecție ne ferim de foarte multe alte infecții cu transmitere respiratorie și nu doar de infecția cu SARS-CoV-2. Valeriu Gheorghiță a vorbit și despre eficacitatea vaccinurilor existente în lupta cu noile tulpini. Aș putea să spun că vaccinurile de la Pfizer și Moderna au o eficacitate într-adevăr mai redusă, dar încă își păstrează eficacitatea și datele arată că protejează foarte bine față de formele severe de boală. Ori acest lucru este important din punct de vedere al riscului individual. De asemenea, medicul a explicat de ce noua tulpină din Africa de Sud nu este atât de periculoasă ca cea din Marea Britanie. Și un alt lucru important este legat de faptul că această tulpină B1.1.35 din Africa de Sud totuși nu pare să aibă un avantaj replicativ foarte mare. Deci nu anticipăm că va fi o tulpină care se va extinde rapid, cum se întâmplă cu tulpina din Marea Britanie, care are un avantaj replicativ important, dar din fericire nu are mutații care să reducă eficacitatea vaccinului. De săptămâna aceasta, autoritățile vor calcula diferit incidența răspândirii noului coronavirus în țară. Astfel, în statisticile zilnice vor fi incluse și cazurile de COVID din căminele de bătrâni, din alte centre sociale și din spitale. Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu anunțase de altfel încă de la începutul acestei luni că vrea să schimbe modul de calcul al incidenței. Modul de calcul al incidenței cazurilor de COVID-19 va fi schimbat începând de vineri. Astfel, în acest calcul vor fi introduse și cazurile înregistrate în focarele din comunități închise, cum sunt centrele sociale, dar și din spitale. Va intra noul mod de calcul al incidenței, luând în considerare și cazurile din focarele considerate inițial închise, cămine de vârstnici sau spitale sau comunități închise. Reprezentanții Ministerului Sănătății spun că noul mod de calcul nu va duce la o creștere a numărului de cazuri și implicit nici la intrarea bruscă a unor localități în scenarii galbene sau roșii. Nu, pentru că mă bazez foarte mult și ne bazăm mult pe faptul că a început campania de vaccinare, în primul rând pentru cadrele medicale din spitale, care ar trebui deja să fie altfel protejate prin vaccin. Guvernul Orban scosese aceste comunități închise din calculul incidenței, însă odată cu venirea pe scaunul de ministru al sănătății, Vlad Voiculescu a decis la finele lunii trecute revenirea la vechiul format. Ideea ministrului sănătății nu a fost bine primită de premierul Florin Câțu, care a explicat că nu vede niciun argument pentru ca modul de calcul să fie schimbat. Imperiul miliardarului Ioan Niculae se destramă, grupul Interagro pierde prin executare silită motelul din Zimnicea. Licitația pentru imobilul fostului om de afaceri începe de la peste 1,3 milioane de euro. Ca urmare a condamnării sale, Ioan Niculae începe să piardă masiv din acțiuni.
Este și cazul motelului din Zimnicea, care aparține Interagro și a fost publicat recent în vederea licitației pe un site de executări silite. Motelul are 48 de apartamente și 4 etaje, la care se adaugă 3 spații comerciale. Potrivit descrierii de pe site-ul specializat în executări silite, motelul din Zimnicea al companiei este situat într-o zonă centrală a orașului și este în fapt un bloc cu 3 scări. În plus, fiecare scară are la parter un spațiu comercial în suprafață de 179,2 metri pătrați și pe fiecare nivel sunt câte 4 apartamente. Blocul are fundații izolate din beton armat, structură de rezistență din cadre din beton armat și zidărie de cărămidă. Prețul de pornire al vânzării este de peste 1,3 milioane de euro. Ioan Nicolae a ajuns vineri în România cu un avion care a aterizat pe aeroportul Otopeni, de unde a fost preluat de polițiști pentru a fi dus în penitenciar. Omul de afaceri a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare de Curtea de Apel București. Furt în plină noapte pe o stradă lăturalnică din județul Arad. 4 tineri cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani au fost prinși în flagrant în timp ce furau un catalizator de la o mașină parcată pe o stradă din orașul Ineu. Hoții nu erau la prima abatere, așa că polițiștii au fost pregătiți și i-au prins pe aceștia chiar la locul faptei. Cei 4 tineri acționau ca o adevărată echipă. Aceștia se coordonau, ridicau mașinile pe o parte, apoi unul dintre ei se folosea de o unaltă multifuncțională pentru a tăia catalizatoarele de pe mașini, în timp ce altul ținea de 6. Toată intervenția dura aproximativ un minut. După ce furau catalizatorul de pe mașini, făptașii se retrăgeau ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Polițiștii din orașul Ineu au surprins însă pe camerele de vederi felul în care tinerii acționau, așa că au fost pregătiți și au stat la pândă. Aceștia au fost prinși în fapt weekendul trecut și au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, sub aspectul săvârșirii de furt calificat. Catalizatoarele mașinilor sunt foarte căutate, pentru că fiecare astfel de piesă conține 3 grame de platină, metal extrem de prețios. Încă un șofer român a fost atacat pe străzile Londrei. Acesta a fost înjunghiat în propria mașină, însă a reușit să scape cu răni ușoare. El a publicat pe internet imagini cu momentul atacului surprinse de o cameră de supraveghere. În înregistrare se vede cum un bărbat dezbrăcat, probabil aflat sub influența drogurilor, intră în discuții cu românul și îl convinge să coboare geamul pentru a se auzi mai bine. Brusc, bărbatul se repede cu sălbăticie și îl înjunghie de mai multe ori pe șofer, extrem de rapid, după care se retrage și așteaptă să vadă ce se întâmplă. Panicat, șoferul își abandonează mașina și o ia la fugă. Din fericire, el a scăpat cu viață, pentru că, deși rănile au fost adânci, nu i-au atins niciun organ vital, ci doar umărul. Imaginile apar la doar câteva zile după ce Gabriel Bringhe, un alt taximetrist român în vârstă de 37 de ani, a fost înjunghiat în propria mașină. Trupul lui Bringhe a fost găsit în noaptea de miercuri spre joi, în apropierea unei școli din Tottenham Hale, o suburbie a Londrei. Un șofer de autobuz a fost cel care a alertat poliția, iar la fața locului a fost chemată imediat și o ambulanță. Medicii nu au putut decât să declare decesul românului. Inițial, anchetatorii au presupus că românul a fost înjunghiat de un client care a comandat o cursă printr-o aplicație, însă ulterior au descoperit că ucigașul este un adolescent în vârstă de 15 ani, care ar fi vrut să-l tâlhărească pe șofer. De altfel, un telefon al victimei a fost găsit la câteva zeci de metri de mașină. Adolescentul a mai fost acuzat de furt și în trecut, iar acum a fost plasat în arest preventiv. Gabriel Bringhe era din Oradea și trăia în Marea Britanie de 13 ani și lucra ca șofer de taxi în Londra din anul 2015. Șoferul român este a 12-a persoană înjunghiată mortal la Londra de la începutul acestui an. Am revenit în direct, vedem ce se mai întâmplă și în afara granițelor. Peste 100.000 de fermieri au luat parte la unul dintre cele mai ample proteste din ultimii ani din India. Oamenii au vrut în felul acesta să își arate nemulțumirea față de o inițiativă legislativă a guvernului, care din punctul lor de vedere este benefică doar marilor companii. Aproximativ 130.000 de oameni, atâți au luat parte la protestul antiguvernamental al fermierilor din India, care au vrut să-și arate nemulțumirea față de un proiect de lege al guvernului condus de Narendra Modi, care ar urma să le scadă veniturile, dar le-ar crește pe cele ale marilor companii ce operează în agricultură. De cealaltă parte, premierul Narendra Modi susține că legea de fapt ar fi benefică pentru fermieri. Acesta nu este singurul grup mare de fermieri care protestează împotriva guvernului. Și la periferia capitalei New Delhi există 3 tabere mari ce
găzduiesc zeci de mii de agricultori. De teama acestora, săptămânile trecute, guvernul a închis toate drumurile de acces în capitală cu baricade, sârmă ghimpată și sute de polițiști. Fermierii protestează încă de anul trecut, iar de atunci au avut loc mai multe runde de negocieri între ei și guvern. Niciuna nu a produs însă rezultate. Guvernul s-a oferit să amâne aplicarea legii până în toamna acestui an, însă fermierii au cerut abandonarea ei în totalitate. Situația a dus la o blocare generală a sectorului agricol din India. Avertisment din partea specialiștilor pentru întreaga populație a planetei. Întârzierea vaccinării ar putea provoca apariția unor noi tulpini ale coronavirusului, mult mai periculoase și mult mai letale. Virusul continuă să se răspândească rapid în anumite părți ale globului, chiar dacă tot mai multe țări au vaccinat un număr semnificativ de cetățeni. Deși o mare parte a populației este imună în fața virusului, asta nu este suficient. Pentru a scăpa complet de riscuri, este nevoie de imunizarea întregii populații a planetei. Oamenii de știință spun că o populație parțial imunizată favorizează apariția unor noi tulpini ale coronavirusului, care se pot transmite mult mai ușor. Astfel, omenirea a ajuns într-un punct critic al pandemiei. Dacă toată lumea e imunizată, atunci virusul nu se mai poate adapta. Dacă nimeni nu e imunizat, atunci virusul nu are nevoie să evolueze. Dar situația de acum, cu doar o parte a populației vaccinată și o cantitate mare de virus care circulă, este extrem de periculoasă, a declarat Emma Hotcroft, epidemiolog la Universitatea din Berna, pentru Wall Street Journal. Specialiștii mai susțin și că noile variante ale coronavirusului pot reduce eficacitatea vaccinurilor și a tratamentelor actuale și, în plus, ar putea provoca reinfectarea rapidă a celor care s-au vindecat deja.